drum. Vă salut, dragi prieteni. Am venit să vedem aici oițele, numai asta e ceva, nu știu, mai special. Rasa asta de oi n-am văzut-o până acum la noi. Sunt sigur că mai sunt care au, dar exemplare din astea nu știu. Vă las pe domnul Laurențiu să ne explice el un pic despre ele. E vorba de țigaie sârbească. Țigaie? Țigaie, da. Sunt trei varietăți de țigaie în România. E țigaia cu capul negru de Telorman, care există în zona Telormanii crescută. Carabașa de Telorman. Pe urmă mai există o varietate un pic mai mare, Carabașa de Bulgaria. Și cea mai mare, cea de-a treia varietate, e țigaia sârbească, Strombolskaya. Păi, dar ce în alte sunt? Da, ajung la... Da, le vestești exemplare superbe. Da, superbe. Da. Pot ajunge femelele 120-130 de kilograme și masculii 160-180, unii chiar 200 de kilograme ținuți pe stabulație cu tot ce trebuie cu mâncare. Un bebe poate să ajungă la 180-200 de kilograme? Da, da. Păi mie la fătare au în jur de 8 kilograme. 8 kilograme la fătare? 8 kilograme la fătare. Hai să le vedem un pic mai aproape. Soi de talie mare, într-adevăr mănâncă mult, consumă mult, dar îți dau satisfacție. Vrea să crească un animal de rasă să fie deosebit. Nu le-ați cumpărat de aici de la noi, mă gândesc, le-ați adus de dincolo. Da, și deocamdată le țin în pasiune. Nu e vorba de rentabilitate, nu există la dumneavoastră. Ce-mi doresc eu foarte mult e să devin un crescător de oi, de la care ceilalți crescători de animale să vină și să cumpere material genetic. Am înțeles. Momentan nu vând decât berbecuții puri de prăsile, care să ia alți crescători și să facă metisare cu oile lor, pentru că au un avantaj fantastic. Eu așa am început, cu un berbec. Da, da, da. Un berbec cumpărat. Eu o să las pentru cine e interesat, o să las numărul dumneavoastră de telefon să vă sune. Am început cu un berbec. Am luat un berbec de la cineva, l-am băgat în oile mele țurcane și am avut surpriza ca la fătările următoare să am o medie la vânzare din miei mei metisați cu aproape 10 kg în plus față de ce aveam înainte doar din țurcane. Am înțeles. Doar din metisare. Da. Au un spor de creștere foarte mare, cu oii mari, setale mari. E cunoscută ca cea mai mare rasă de oi din Europa. Nu știu dacă nu chiar așa, de la dimensiunile astea. Eu, ca veterinar, vă spun, n-am văzut animal care să ajungă la dimensiunile astea. Da, da, da. E cea mai mare rasă deosebit de mare. Da, da, da. Sunt într-adevăr deosebit. Da. Știu că în România mai există un crescător în zona Telorman, a apărut și la televizor, Ciprian Stafie îl cheamă, care are și el tot țigaia sârbească și întâmplarea face că prima mea achiziție, un efectiv de 10 femele și un mascul, le-am luat de la același crescător de la care a luat și el. Am înțeles. Restul le-am luat din altă parte, dar ceva deosebit, într-adevăr deosebit. Da. O să mergem să filmăm imediat și berbecii. Am văzut că suriați, deci că-s măgari. Da. Mergem înăuntru să vedem berbecii, am ultimele oi fătate. După 1 martie, deci cei mai bătrâni au 11 zile, care încă îi țin pe graj, nu îi scot afară cu oile. Și acolo am și berbecii, pentru că i-am separat, că vreau să fac monta controlată, să am toate fătările grupate într-o anumită perioadă de timp. Am înțeles. Și am separat și țin separat de ele. O să mergem imediat și la berbeci. Aici am intrat în saivan, înăuntru, aici sunt oile fătate, aici uriașe. Și berbecii unde sunt? Aici. Tot aici, da. Asta e fătată ieri după masă. Asta a fătat ieri, da? Ieri după masă. Uitați aici. Da. Sunt foarte bune de lapte. Asta e miluță, nici nu l-am văzut. Ce scump e. Nu, că negru pe negru nu se vede. Da. Miluții? Da, doi au făcut, da? Doi, da. Și ziceți că tot timpul când îi fate, ei sunt negri și se schimbă culoarea. Da, cu timpul albesc. Și uitați-vă, pentru o fătare dublă, e destul de mare. Comparativ cu alte rase. Da. Dacă i-aș cântări împreună, depășesc 10 kg amândoi liniștit. Și să scăsați proaspeți acum. Ieri după masă. Da. Ieri după masă. Păi, se vede că buricul încă nu-i uscat. Ieri după masă fătați. Gemeni. Frumoși tare. Ce înseamnă rasa pură? Urechile până peste comisura mea. Se vede? Ușor. Da. Una din caracteristicile rasei, urechile foarte mari. Am înțeles, dar se vede cum curg da, în jos. Da, până peste comisura buzei. Și asta e sora lui, fetiță, că e un băiat și o fetiță, da.
Bineînțeles că fiind în fătare gemelară, amândoi vor rămâne de prusilă. Și mama deosebită ca producție de lapte. Da. Mai un pic afară și nora, de aia nu se vede așa clar și înăuntru e mai întuneric. Da, uitați aici, hai să întoarce un pic. Deci se vede, da? Da, da. Da, da. Pulpa asta mai rar o găsești la Țurcană sau la Anderase. Într-adevăr, trebuie să fie producție mare de lapte, pentru că la o talie așa mare și la un miel așa mare, fătat are nevoie de lapte ca să-l crească. Da. Deci o rasă mixtă, carne-lapte. Pentru că baza ca să poți să crească mielul e lapte. Nu ai lapte, nu ai carne. Da. Aici o oaie. Tot rasă pură, nu pot să o aproximez, dar 100 liniștit, dacă nu peste 100. De kilograme? Da. Dar berbece aia si mergi. Dacă ține unul, puteți să-l prindeți unul, da? Oh, mai greu cu ținutul. Vă trântește pe jos. Alo? Stai puțin. Uite, cât e măgar. Stai puțin, că stai puțin. Cât e un măgar. Cât e un măgar. Extraordinar, ce mare este. Uitați. Foarte frumoși. Da. Câți aveți din ăștia? 4 adulți. Uitați. Și pentru... pentru cunoscători. Îl vedeți, da? Da, da. După dentiție, cunoscătorii știu că ăsta are un an. E mior. Și mai crește. Și mai crește. Și mai crește. Ei de-abia la 3 ani ajung maturitatea maximă. Am înțeles. Deci se dezvoltă până la 3 ani. Și am și un miel de anul trecut între ei, care încă n-am plinit anul. Unde este? Ezecuțu! Foarte frumos, da. Uite! Deci, practic, noastră ce faceți, ăsta nu are an. Faceți, nu din... ăsta nu are an. Da, ăsta e un berbecuț care nu are an. Poate să mergem un pic mai departe să se vadă, că nici nu să nu vedeți așa mic la înălțime și nu sunt chiar mari. Da. Frumos tare. Deci, într-adevăr, e altceva. Uitați că am oaie metis între ei și putem face comparație. Asta e oaie metis. Da. Cu ce ați metisat-o aia? Tot cu sârbească. Am înțeles. Deci, din țurcanele care le-am avut, am băgat berbești sârbești și toate mieluțele metis le-am păstrat. Toate mieluțele, că nu știam că o să ajung să-mi pot permite să iau un nucleu atât de mare de rasă pură. Și atunci am mers pe metisare. S-a întâmplat, dar am avut un loc. Ați băgat o avere în ele, cred că acum. Da. Da, într-adevăr. Unii pot spune că e avere, dar când o faci din dragoste, din pasiune, nu mai contează banul. Da. Și rezultatele vor veni cu timpul. Pentru că viitorul ăsta va fi. Crescătorii de oi lucrează un an de zile ca să producă mielul și eventual laptele sau brânza. Și mielul, când îl vând, îl vând în kilograme. Deci cu cât au mai multe kilograme pe cântar la abator, cu atât iau mai mulți bani în buzunar. Da. Nu îl vinde că are coarnele drepte ascuțite în stânga, în dreapta, nu îl vinde pe frumusețe, îl vinde la kilogram. Și atunci kilogramele contează. Asta ce înseamnă? O metisare cu o rasă de carne, băgat chiar în țurcana noastră, dă un rezultat foarte bun. Pentru că nu mai sunt oameni cu care să lucrezi, nu mai ai cu cine să mulci, să zici că scoți un produs și din lapte, din brânză, și atunci principalul produs al crescătorului de oi va rămâne mielul. Viitorul ăsta e mielul cu același, aproape același cheltuieli de producție, să produci mai multe kilograme de carne la vânzare. E adevărat că astea sunt mai pretențioase decât Țurcana, nu stau ele doar pe câmp cum face Țurcana și cu ce Dumnezeu le ajunge. Nu, aici trebuie supliment, dar dacă ai terenul tău, îți cultivi mâncarea, îți cultivi cereale, îți cultivi lucerna, le lasă și pască pe o pășune aranjată și îngrijită și le mai suplimentezi furaje pe graj cu cereale, cu lucernă, îți dau rezultate.
Și atunci se merită. Apare și satisfacția, și materială, și sufletească. Da. Trebuie să le îmbin rezultatele muncii. Trebuie da. Să le îmbin pe amândouă. Să văd rezultatele. Astfel da. Nu merge. Frumos tare. Vă mulțumim că ați fost de acord să venim să le filmăm. Cu mare drag. Și oricând, cu plăcere. Da. Încă o dată, pentru cine e interesat, am înțeles că are miluți disponibili pentru cine vrea. Da, doar berbecuții momentan. Da. Doar berbecuții vor fi disponibili la vânzare anul ăsta, pentru că sunt în proces de înmulțire și toate femelele, toate miluțele mi le las de presiune momentan. Anul următor crește efectivul și atunci, da, poate voi fi dispus să vând și mieluțe de prăsile. Dar momentan, doar berbecuți de prăsile. Da. Mulțumesc încă o dată și vă doresc multă sănătate și succes. Mulțumesc.